Astăzi o să urmăriți viața unui milionar în Minecraft de la 0 la 100 de ani. Nu uitați să apăsați pe butonul și de like și cel de subscribe ca să ne strângem 200.000 de burgeri pe canal și să dați un follow pe Instagram ca să apareți chiar acum pe ecran și să vorbim mai multe și în privat. Și nu uitați că tocmai ce-am lăsat site-ul oficial de merch lucaluc.ro, unde veți găsi acolo 3 modele, dintre care unul este și cu Ana Banana. Aveți primul link în descriere, găsiți acolo și tricouri și ghiozdane, căni, multe chestii și pentru școală. Și eu vă las cu clipul. Vizionare plăcută! Ok, deci aparent m-am născut din nou, doar că de data asta e ceva ciudat. Stai un pic, deci e mama și unde e tata? De ce nu e tata la nașterea mea? Bă, abia m-am născut, ce se întâmplă? Am 0 ani aici. Bă, ce frumos este, mi-aș dori să fie și tatălui aici alături de noi. Bă, dar ce s-a întâmplat? Tatăl meu nu mai e? Sau ce s-a întâmplat? N-am tată? Nu pot să cred. Hei, micuțule, din păcate tatăl tău nu a putut să fie astăzi cu noi. Ok, sper că e în viață, gen măcar. Dar mă bucur să te cunosc. Eu o să te servesc de acum încolo. Mă numesc Marcus. O să mă servitor? Ok, am un servitor. Asta e interesant, bănuiesc. Și de ce sunt un bebeluș la costum, ok? De ce am costum pe mine? Ok, asta o să fie interesant. Deci presim o viață destul de interesantă. N-am mai văzut copii cu costum direct pe ei, dar presupun că merge, da. Mă respect și eu, ce am 0 ani, n-am voie să am și eu un costum, adică uite-te și tu că chiar arăt bine, nu pot să zic că n-arăt bine, e ok, vezi că îmi stă bine, nu e așa rău. Wow, aici locuiesc eu, ok, cred că aș putea să mă obișnuiesc sincer cu asta, nu o să mă plâng, chiar nu o să mă plâng, dar unde e mama? Nu eram cu mama gen acum 2 secunde, Marcus, ce se întâmplă, de ce nu e mama aici? Bine ai venit acasă, micuțule, din păcate mama ta a trebuit să plece cu niște treabă, am 0 ani, abia m-am născut, nici nu l-am văzut pe tata, a plecat deja și mama. Doamne, dar privește partea bună, poți să faci cunoștință cu tatăl tău. Este chiar în camera din dreapta. Oh my god, ok. Bine, bine, măcar atât, frate. Măcar să-i prind așa pe rând, dacă nu poți să-i prind odată. Unde este? Tata. Ia uite-l, bă! Stă cu spatele la mine. Tată, sunt eu, da, eu, fitul, știi, abia m-am născut, gen. Oh, salut, fiule, am niște apeluri importante de făcut. Bine ai venit acasă, servește-te cu ceva din bucătărie și ne auzim mai pe seară, ok? Nu-mi vine să cred, efectiv. Ok, știi ceva, nu o să mai zic nimic. Deci, efectiv, tocmai ce am venit de la spital, am 0 ani și ambii părinți mă ignoră complet și gen, deja servitorul meu este cel mai bun prieten al meu și persoana care petrece cel mai mult timp cu mine, ceea ce n-ar trebui să se întâmple niciodată. Dar bănuiesc că așa e viața, părinți cu bani, bănuiesc, dar what? Uite-te la locul ăsta cât de mare e. Oh my god, 2 frigidere. Ce fac cu 2 frigidere? Ok. Mamă, ce e aici? Wow! Bă, cât am mai locul. Ok, aș putea să mă obișnuiesc cu locul ăsta, nu e așa rău. Eu te bănuiesc pe aici prin canalul ăsta. Oh my god, știi ceva? Nu e atât de rău. Pot să mă obișnuiesc și cu viața asta de milionar. Adică ce-mi trebuie mie părinți care să stea cu mine, frate? Am o casă mare și gen multe chestii de făcut pe aici și foarte mulți bani cel mai probabil. Așa că nu-mi fac griji, frate, nu-mi fac griji. Deja la 0 ani o duc bine, ești nebun. O duc mai bine ca ăștia la 30 de ani, ca multă lume la 30 de ani. Băi, frate, deci măcar acum la 13 ani să pot să stau și eu cu părinții mei, pentru că efectiv până acum toată viața doar, nu știu, am cumpărat chestii și am stat cu servitorul și am făcut orice altceva și mereu au avut treabă. Și acum încă au treabă, adică mama încă e plecată în nu știu ce afacere și tata am văzut că e pe acasă și sunt pregătit să-l întreb: băi, tată, hai să mergem și noi să petrecem niște timp împreună, pentru că efectiv vreau și eu să stau cu părinții mei, am 13 ani, pe bune. Uite, perfect, tată, bine că te-am prins. Deci tocmai ce am venit să vorbesc cu tine, vreau și eu să mergem la baseball. Efectiv, toți copiii se joacă cu tații lor baseball și vreau și să învăț să mă joc baseball, pentru că am auzit că este următoarea chestie cea mai șmecheră. Sau nu știu, un basket dacă nu vrei baseball, sau un fotbal, sau efectiv orice, nu contează, absolut orice. Te rog, hai să ieșim și noi afară, să facem ceva. Nu acum, fiule, plec la o întâlnire foarte importantă de afaceri. Nu știu când mă întorc. Ai bani pe card dacă ai nevoie de ceva? Încearcă să nu depășești 10.000 de dolari. Când am depășit eu 10.000 de dolari? Da, ok, nu pot să spun că mă miră chestia asta, dar da, puțin dezamăgitor, mă rog.
Și a și plecat. Da, cam asta a fost faza. Tot ce mai zici, Marcus? Hei, dacă te interesează, pot juca eu cu tine. Ține minte că mereu sunt aici dacă ai nevoie de ceva. Pe bune, chiar ai face chestia asta pentru mine? Da, te rog. Te rog, în sfârșit pot și eu să ies afară să mă joc și eu cu cineva. Mă rog, aș fi vrut cu părinții mei, dar merge, ești prietenul meu cel mai bun, efectiv. Da, Marcus. Hai să ieșim afară. Ok, sunt pregătit. Haide, let's go. Hai să mergem. Băi, ce frumoasă e viața la 18 ani. Efectiv, acum pot să fac ce vreau. Eu mi-am luat și permisul, nici măcar n-am trebuit să dau de carnet, efectiv. Doar am dat super, super mulți bani și am luat permisul, ceea ce nu prea este ok, dar măcar n-am trebuit să-mi bat capul cu carnetul, ceea ce e bine. Oh my god! Bă, Doamne ferește, ce m-a speriat! Băi, ce era să fac aici? Ajungea la pușcărie. Mă rog, la banii mei cred că nu era problema, cred că ieșeam din pușcărie, dar domnule, ce faceți pe mijlocul străzii, efectiv? Puteam să vă rănesc, putea să nu mai existați aici, efectiv. Doamne ferește! Vă rog frumos, aveți mai mare grijă. Ce faceți aici în mijlocul străzii? Bună să-ți fie inima, mă poți ajuta și pe mine cu puțin, oricât ar fi acolo? Oh my god. Da, normal că pot să te ajut, dar te rog frumos, hai să ne mutăm de aici, de pe stradă. Te rog eu mult, că e periculos. Nu mai stai aici în mijlocul străzii. Uite, aici e ok dacă stai, dar nu pe mijlocul străzii, că se pot întâmpla o groază de pericole. Adică efectiv, de ce ai stai acolo, Doamne? Deci chiar n-am înțeles chestia asta. Te rog frumos, ai grijă de tine de acum încolo, ok? Deci chiar ai grijă de tine. Uite, poftim niște bani aici. Așa, nu știu, să-ți iei o apă sau un burger sau habar n-am ce faci tu cu banii ăștia, dar te rog, ai grijă de tine, ok? De acum încolo, te rog eu frumos. Mulțumesc din suflet, nu știi cât de mult mă pot ajuta banii ăștia, înseamnă enorm pentru mine. Pe tine chiar te ajută banii ăia? Adică eu ți-am dat mai mult așa la mișto, adică nu cream că chiar te ajută atât de mult, ok? Wow, deci pentru tine chiar sunt mulți bani aia, nu? Și pentru mine nu prea sunt atât de mulți bani. Fii atent, am o idee, am o idee. Bine. Deci dacă chiar e o situație atât de nașpa, doar urcă mașina, am o idee. Ai încredere în mine și vino cu acea, ok? Ok, frate, deci tocmai ce am vorbit pentru camera ta de hotel, deci stai liniștit, e plătit pentru restul anului, ok? Ai tot anul la dispoziție să stai aici. Am vorbit aici și cu doamna, a zis că e ok. Uite, camera dumneavoastră este gata, etajul 2, camera 24. Deci etajul 2, camera 24, chiar aici la hotel vin fiecare zi tot anul. Uite aici niște bani și dacă e ceva, îmi spui, ok? Dacă ai nevoie de ceva, oricum ți-am lăsat și numărul meu de telefon când ți-am dat și telefonul. Ai aici și mai mulți bani să te ajute în caz de ceva. De fapt, nu, știi ceva? Ia toți banii mei cash, că am o groază pe cărți și oricum eu nu am ce face cu banii ăștia. Pentru tine înseamnă mult, mult mai mult decât pentru mine, ok? Și să ai grijă de tine, frate, ok? Doamne, îți mulțumesc din suflet. Nimeni nu a mai făcut un efort așa mare pentru mine. Nu am cuvinte. Dator pe viață, stai liniștit, este tot ok, am o groază de bani, ok? Pentru că m-am născut cu o groază de bani și da, cam așa funcționează chestiile și măcar atât pot să fac și eu pentru tine, să te ajut cum pot, ok? Așa că ai grijă de tine, dacă e ceva mă sun și să ne revedem cu bine, ok? Hai, te-am pupat. Cum ai zis că te cheamă? Am uitat să te întreb cum te cheamă, sau am uitat, habar n-am, mi-ai spus cum te cheamă? Mă numesc Andrei, ok Andrei, încântat de cunoștință, eu sunt Luca. Ți-am spus, dacă e ceva, mă anunți, ok? Dacă ai nevoie de orice, hai, ai grijă de tine, frate, papa. Doamne, băi, deci chiar m-a mișcat așa povestea lui. Efectiv, chiar m-am simțit așa foarte, foarte aiurea când îmi spunea cât de greu e pe stradă și așa, și efectiv n-am putut să nu-l ajut. Dar știi ceva? Banii aia pe care i-am dat nici măcar nu înseamnă atât de mult pentru mine și am făcut o faptă foarte, foarte bună, adică efectiv cred că i-am schimbat viața. Deci, da, eu zic că a fost o zi destul de bună astăzi, sincer, și da, mă bucur că pot să ajung lume cu banii mei, măcar atât să fac și eu cu ei, nu? A venit și ziua asta tristă, din păcate s-a cam întâmplat ceva oribil astăzi și mă bucur că sunteți alături de mine, chiar apreciez că sunteți aici. Știu că nu suntem mulți care îi iubeau pe părinții mei, dar chiar apreciez că sunteți aici cu mine, sincer. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, eram sigur că o să ajungă la asta de când vorbeau cu mafioții din Italia, tot felul de afaceri dubioase. Da, deci chiar a fost o situație foarte aiurea, nici măcar n-au murit de bătrânețe, asta e faza, adică e ceva foarte, foarte trist. Eu nu înțeleg efectiv cum până și când au murit a trebuit neapărat să-și facă din astea cu aur și din astea așa, adică bă, nici măcar când au murit n-au putut, frate, să stea și mai ca un om normal așa doar îngropat și, mă rog, nu mai zic nimic, asta este, îmi pare rău și mă simt și eu foarte aiurea de situație și cam asta este. Iubitule, te-ai descurcat foarte bine cu situația, eu aș fi plâns non-stop dacă părinții mei mureau amândoi așa tragic. Da, păi, na, adică
adică îmi pare foarte rău de ei și mă simt foarte iurea și am plâns și eu un pic, normal că am plâns că sunt părinții mei, dar efectiv nu prea au stat deloc cu mine, adică nu au stat deloc cu mine, adică n-au fost prezenți în viața mea, nu știu ce să spun de altceva, dar da, aiurea, nu știu, hai să mergem acasă să mâncăm o pizza, presupun, nu știu ce să spun. Da, mă simt ciudat, mă simt ciudat, ok? Mă simt și eu aiurea, dar nu știu ce să spun, efectiv n-au fost prezenți, adică a fost Marcus mai prezent în viața mea decât au fost ei amândoi la un loc și de asta mereu te-am apreciat foarte, foarte mult, Marcus, sincer îți spun. Așa că haideți, haideți înapoi acasă și să mâncăm o pizza și să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, deși o să fie cam greu, dar mă rog, haideți să ne continuăm viața. Ha, tocmai ce am lăsat-o și pe Sabina la salon pentru că, bă, are și ea o vârstă și chiar are grijă de ea, pentru vârsta ei chiar arată super, super tânără oricum și chiar vreau să stau și eu puțin cu familia mea, adică n-am mai stat și eu de vorbă cu Marcus, n-am mai stat nici cu fiul meu, cu George, deci efectiv n-am mai stat deloc în ultimul timp că am avut super multă treabă și voiam să văd ce mai fac și ea. Ia uite, bă, că stau împreună. Ia uite, bă, v-am prins la fix. Ce faceți, familia mea frumoasă? Cum sunteți? Ce se întâmplă pe aici? Vă uitați, vă jucați ceva? Ce se întâmplă pe aici? Ia ziceți. Tată, știu că ai multă treabă, dar voiam să te întreb dacă nu cumva ai avea chef să jucăm un fotbal? Nu am mai petrecut așa mult timp împreună în ultimul timp? Wow, mamă, cum s-au nimerit chestiile. Puteți să mergeți să vă faceți treaba, rămân eu cu George. Marcus, stai liniștit. Stai liniștit. Știi ceva? Chiar ai fost un om foarte, foarte bun și m-ai crescut și pe mine cât am fost mic și chiar am apreciat chestia asta la tine toată viața și o să o apreciez mereu, dar eu nu vreau să fiu ca tatăl meu și chiar acum o să merg cu George până afară să jucăm și noi un fotbal așa, tată fiu, și tu meriți o mărire, clar meriți o mărire, ai fost plătit mult prea puțin pentru ce servicii mi-ai adus și cât de bun ai fost cu mine și toate chestiile astea, așa că știi ceva, o să-ți triplez salariul de acum încolo, du-te și ia-ți o zi liberă, eu o să stau cu George, trebuie să vină Sabina mai încolo și dacă eu ajut și tu la gătit sau ceva de genul, că mi-a zis că vrea să gătească și o să stăm toți la masă în familie, ok? Când o să mă întorc cu el de afară, așa că ce zici, George? Mergem și noi să băgăm acolo un fotbal, ceva? Trebuie să mă schimb și eu de costumul ăsta, că nu prea e o uniformă bună de fotbal. Două secunde, revin imediat. Da, mă, da, altă viață așa, adică nu mă mai lumea atât de în serios acum, chiar sunt pregătit de fotbal. Gata, George, ce zici? Și dăm cu niște fotbal, că chiar sunt pregătit, sunt în formă, sunt gata de orice. Wow, tată, te iubesc mult și apreciez că îți faci timp să stai cu mine. Și eu te iubesc, George, ești fiul meu, cum poți să nu te iubesc? Uite, știu că ești mai mare decât mine, mai luat în înălțime, efectiv. Tu, Doamne, băi, cât de repede cresc copiii ăștia, n-am văzut așa ceva. Aș mai avea o întrebare înainte să plecăm? Zi, George, orice întrebare îți voi răspunde cât de sincer pot eu. Crezi că îmi poți da niște bani să-mi iau tricouri și ghiozdan de la Luca Luke? A scos merch recent pe lucaluke.ro și sunt niște modele foarte șmechere. Bă, mă, crezi că și eu mă uitam la modelele alea? Deci are 3 modele și chiar sunt tare rău de tot, știi ceva? O să comand chiar eu mărciu și pentru tine și pentru mine, pentru că vreau și eu să-mi iau niște tricouri și o cană, să stau să-mi beau ceaiul așa dimineața în cana Luca Luke, ești nebun, deci are niște modele, bă, șmechere rău de tot, n-ai ce zice, fiule, chiar a fost o inițiativă foarte bună asta, chiar o să cumpărăm și noi. Marcus, hai că noi te-am lăsat, mergem la fotbal, ți-am spus, te duci, te odihnești, n-ai nicio treabă, astăzi ești liber, nu ai nici măcar o treabă, aveți grijă de voi și vă mulțumesc din suflet pentru tot, stai liniștit, Marcus, e tot ok. Hai, fiule, hai să-i dăm acolo cu un fotbal. Ce frumoasă e priveliștea. Sabina, îți mulțumesc pentru că am avut o viață așa frumoasă împreună, dar deja la 99 de ani nu știu cât mai ducem de acum încolo. Dar, sincer, chiar m-am distrat și chiar mi-a părut foarte, foarte bine să te am alături de mine. Am avut o viață foarte fericită alături de tine. Mă bucur că am crescut un fiu așa bun. Sincer, și eu mă bucur pentru că, George, chiar ești un copil bun. Chiar nu am vrut să crească cum am crescut eu fără părinți și efectiv să fie așa lăsat în voia unui străin sau mai știu eu ce, dar eu zic că ne-am descurcat foarte, foarte bine și acum merităm să stăm și noi pe plajă liniștiți la 99 de ani. Nu știu cât mai ducem, dar e bine că am trăit o viață frumoasă și acum și el se descurcă și avem un fiu care o să se descurce foarte, foarte bine toată viața de acum încolo. Acum mai rămâne să așteptăm apusul, bănuiesc, și imediat o să avem și noi 100 de ani. Și cam asta a fost povestea unui milionar în Minecraft de la 0 la 100 de ani. Nu uitați că puteți să-mi lăsați în comentarii idei de ce vieți ați mai vrea să vedeți că simulăm, iar dacă comentariul vostru strânge mai multe like-uri, o să simulăm viața aia în următorul episod. Burgerul vostru milionar v-a pupat, ne auzim și noi pe data viitoare, pa, pa!